La rectificarea bugetară, sănătatea a pierdut 10 milioane de euro, dar șefii din minister nu sunt supărați. Au destui bani, spun ei, în vreme ce bolnavi internați trebuie să se împrumute la rude și prieteni ca să-și cumpere medicamente. Nici personal nu este destul, iar multe spitale stau să cadă, dar mai mari de la București par să nu vadă asta. Pereți care stau să cadă, geamuri lipsă și pacienți pentru care vizita la spital se transformă într-o aventură. Pe hârtiile demnitarilor, sistemul sanitar arată bine. În realitate, însă, găurile nu mai pot fi cârpite. În cele mai multe spitale din țară, lista lipsurilor e lungă. De la un simplu pansament până la cele mai sofisticate medicamente. Le cumpărăm. Hai. Sănătatea acestui om depinde acum de cât de repede face rost de bani, iar din pacient se transformă cât ai clipi în contabil. Bă, te-am luat bani din altă parte, mâine când vine de acasă îți dau banii, asta e situație foarte greu. La fel se descurcă zeci de bolnavi în fiecare zi la spitalul din Târgu Neamț. Oamenii au învățat deja că dreptul la viață se plătește scump. Da, care se vede acolo? 700 de lei. Emergența acută de medicamente. Pacienții vin și ne reproșează că ei plătesc asigurări de sănătate. Noi ce putem să le spunem atunci când nu sunt fonduri? Medicii și asistenții se descurcă la limita rușinoasă a supraviețuirii. O singură asistentă pe tura de noapte la 30 de bolnavi și sunt cazuri foarte grave. De la vârful Ministerului Sănătății, lucrurile se văd diferit. 10 milioane de euro pierdute la rectificare dintr-un buget și așa sărac și prost cheltuit nu par încă un pas spre dezastru. Ministerul Sănătății nu pierde bani din tot ceea ce înseamnă finanțare pentru pacient, finanțare pentru asigurarea condițiilor de funcționare a unităților sanitare din România. Și oricât de greu ar fi de crezut, șeful sistemului sanitar e convins că banii din sănătate sunt suficienți. Ministerul Sănătății cedează niște bani care nu au putut fi cheltuiți de constructori. Dar Ministerul Sănătății în acest an a primit cu 4,5 miliarde mai mulți bani decât anul trecut. Asta în timp ce mai bine de 80% din spitalele din țară se plâng că banii nu ajung și pentru personal medical și pentru materialele sanitare.